În mijlocul unui parc sălbatic din orășelul Buftea, nu departe de București, se află un vechi castel boieresc. Castelul amintește de existența în istoria românilor a unei importante familii de domnitori și prinți, familia Știrbeni. Trecerea dincolo de zidurile înalte și groase ce împrejmuiesc castelul se face printr-o poartă masivă, deasupra căreia străjuiește un foișor. Dincolo te întâmpină foșnetul frunzelor abia dezmugurite la început de mai. Tremurul ierbii și al viețuitoarelor ce mișună prin zonă. Liniștea lacului din apropierea castelului. Tăcerea solemnă a turnurilor bisericii din capătul aleii cu mici. Toate amintesc de atmosfera de legendă și mister ce a învelit de-a lungul anilor Palatul Știrbeni. În anul 1845 se stabilea pe domeniul de la Buftea marele vernic Barbu Știrbeu, care făcuse un schimb de mășii cu mănăstirea Radu Vodăr în București, în a cărei stăpânire se aflase domeniul. Neavând urmași, vernicul Știrbeu l-a înfiat pe Barbu Videscu, nepotul soției, căruia îi va lăsa moștenire întreaga avere. Barbu Videscu Știrbei a fost domnitor al țării românești între anii 1849-1853 și 1854-1856. La Buftea, domnitorul va fi ridicat un conac unde avea să-și petreacă clipele de liniște departe de treburile statului și de agitația Bucureștiului. Cel care a transformat radical domeniul de la Buftea a fost Alexandru Știrbei, fiul domnitorului. Acesta și soția sa, Maria Ghica Comănești, vor face din Buftea căminul fericirii lor și al celor 8 copii pe care i-au avut. Au construit palatul în anul 1863, după cum indică sculptura în piatră aflată pe fațada de vest a clădirii.